Domnule general, apoi voi mai veni cu detalii absolut îngrozitoare din această anchetă, noi le avem în exclusivitate. Cum ați văzut dumneavoastră toate evenimentele din aceste zile, din momentul în care miercuri seara, deci miercuri dimineața a dispărut Alexandra, miercuri seara familia a fost și a raportat acest caz și iată suntem astăzi în situația în care să anunțăm că Gheorghe Dincă a recunoscut că a omorât-o pe Alexandra, dar și pe Luiza, fata dispărută acum 3 luni și jumătate. Sigur, în ansamblu aș spune că este vorba de un comportament reactiv al autorităților, întârziat, determinat de diferiți factori care țin, în primul rând, în viziunea mea, de pregătirea fiecăreia dintre cei care au acționat, de lipsă de experiență în tratarea unei astfel de probleme și mai ales de cooperare sau conlucrare, cum vrem să-i spunem, între autorități, mă refer în primul rând poliție, parchet. Și sigur, aceasta a condus la acest dezlonământ tragic, cel puțin așa putem afirma acum, deși din informațiile care le aveți și le avem până în acest moment, se pare că ultima victimă a fost ucisă imediat după ce a fost surprinsă în timp ce făcea anunțul la 112. Dar, sigur, asta are mai puțină importanță, după opinia mea. Cred că n-am reușit să învățăm nimic din ce ni s-a întâmplat anterior. Mergem de o manieră, aș spune, relativ primitivă în instrumentarea cauzelor. Am văzut disfuncții majore la STS și am auzit diferite puncte de vedere cu privire la locul în care ar trebui să găsească această instituție. Eu aș spune că în tradiția noastră a românilor, instituția sigur s-a înființat aici, dar unitatea din care face parte este o chestiune de afaceri interne și normal ar trebui să se găsească, după părerea mea, în structura Ministerului Afacerilor Interne, deoarece ați văzut 112, atât Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Poliția, Jandarmeria, sunt unitățile care intervin și s-ar putea realiza echipe mai bine închegate care să răspundă. Domnule general, vă întrerup doar pentru că în acest moment...